Aș dori în această dimineață, dragii mei, să ne ridicăm în picioare și simt cuvântul lui Dumnezeu și voi citi un singur verset din 1 Corintei, capitolul 13, ultimul verset 13. Acum, dar rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Amin. Vă-ți loc în prezența lui Dumnezeu. În această dimineață, dragii mei, ne bucurăm să fim în casa lui Dumnezeu. Slavă Lui! Dacă v-aș pune întrebarea dumneavoastră, vă bucurați să fiți în casa lui Dumnezeu? Amin! Vă bucurați în această dimineață să fiți în mijlocul laudelor. Aleluia. Aici unde se laudă numele lui Dumnezeu. Amin. Și doar pe El îl lăudăm în această zi. Slăvit să fie Domnul! Stăteam și mă gândeam la versetul acesta, este un verset foarte important din Scriptură, care vrea să iese la evidență un lucru foarte mare și acesta este dragoste. Mi-a pus Dumnezeu în această dimineață trei întrebări. Cum sunt pe calea lui Dumnezeu? Și prima întrebare care mi-a pus Dumnezeu în această dimineață spune astfel, acum, dar rămân acestea trei, credința. În această dimineață, dragii mei, aș vrea să ne analizăm foarte bine și să ne punem întrebarea dacă avem credință. Dacă în această dimineață am venit cu credință înaintea lui Dumnezeu, dacă luăm pe ambele laturi, pe cea pământească și pe cea omnicească, aș vrea să ne punem întrebarea dacă avem credință. Am venit în această dimineață cu probleme și am venit cu necazuri, am venit cu fel de fel de rugăminți înaintea lui Dumnezeu și aș dori în această dimineață să vă întreb ceea ce v-ați rugat, credeți că se va împlini? Amin. Credeți că ceea ce ați adus înaintea lui Dumnezeu, credeți că Dumnezeu vă aduce și în împlinirea, nu numai rugăciunea să fie făcută așa, doar una formală, personal, vreau să vă spun, dragii mei, că în această dimineață mi-am adus familia înaintea lui Dumnezeu. Amin. Dar eu cred personal că Dumnezeu se poate implica. Amin. Că Dumnezeu poate lucra. Eu cred că Dumnezeu poate să lucreze acolo. Eu unde nu mă aștept, tu crezi acolo, unde nu te aștepți. Unde nu te aștept, dragul meu, frate și soră, Dumnezeu. Amin. Se poate implica în această dimineață. Dar depinde de noi, de înfățișarea noastră, cum venim înaintea lui Dumnezeu. În această dimineață, dragii mei, dacă nu avem credință, să cerem de la Dumnezeu credință. Da, și Dumnezeu în această zi va da bisericii din locul acesta credință. Amin? Amin. Eu cred că dumneavoastră aveți nevoie de credință. Eu personal am nevoie de credință. Amin. Eu personal am nevoie de credință și pe partea aceasta pământească ca Dumnezeu să lucreze, dar mai ales pe partea aceasta domnicească. În această dimineață ar vrea să ne punem întrebarea dacă suntem în credință. Dacă suntem în credință, dragii mei, vreau să vă spun un lucru și lucrul acesta este destul de șocant. Unii dintre frați nu știu că mai sunt în credință sau în afara credinței. În umblarea aceasta, pe acest pământ, dragii mei, intrăm în fel de fel de lucruri, în fel de fel de încurcături și la un moment dat noi credem că merge bine, dar nu merge bine. În această dimineață aș dori să ne cercetăm, să vedem și spune un cuvânt din Scriptură, să ne cercetăm dacă mai suntem în credință. Putem să venim la biserică, putem să-i slujim lui Dumnezeu și să spunem că îi slujim, poate nu suntem în credință. În această zi, dacă nu suntem pe o cale bună, Dumnezeu să ne ducă la acea credință adevărată, amin? Care se ținea odată. Dumnezeu să ne ajute să putem să avem credință, să avem credință și să putem, dragii mei, să mergem pe calea aceasta mântuirii cu avânt, amin? Amin. Un al doilea lucru care este scris în Scriptură este nădejde. În această dimineață, haideți să ne punem întrebarea dacă avem nădejde că Dumnezeu ne va duce în cerul sus, în rai. În ziua aceasta, haideți să ne punem întrebarea.
întrebarea aceasta, sau dacă v-aș pune la dumneavoastră, în fața dumneavoastră, întrebarea aceasta, mai credeți că Dumnezeu ne poate duce în rai? Amin. Amin. Slavă Domnului! Trebuie să credem și să mergem cu această nădejde înainte. Mă gândeam așa, că unii și-au pierdut nădejde în vremea aceasta. Dar eu cred că în această dimineață, biserica de locul acesta nu și-a pierdut nădejde. Amin? Eu personal nu mi-a pierdut nădejde. Spune un cuvânt al lui Dumnezeu în Isaia, capitolul 61, cu versetul 10. Mă bucur în Domnul că Dumnezeu ne va duce cu adevărat în Împărăția lui Dumnezeu și Dumnezeu să ajute biserica de locul acesta să ajungă în Împărăția lui Dumnezeu. Amin? Dumnezeu să mântuiască întreaga Românie și să lase, ceea ce este foarte important, să lase nădejde peste noi. Că atunci când venim în casa lui Dumnezeu, atunci când ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, să avem această nădejde că Dumnezeu este prezent și că Dumnezeu ne ascultă rugăciunile, că degeaba am venit în casa lui Dumnezeu dacă nu am crede și dacă nu am avea nădejde. În această dimineață, dragii mei, doresc ca Dumnezeu să lase nădejde să lase această nădejde peste noi. Amin. Să lase nădejde în familie. Amin. Că în această zi ai venit tu, dragă soră sau frate sau tânăr, ai venit în casa lui Dumnezeu cu unele cauze. Și în această zi vreau să spun că Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea. Amin. Și ți-a ascultat rugăciunea pentru că ai nădejde. Amin. Și atunci când ai nădejde, dragule, poți să vii înaintea lui Dumnezeu, să te rogi înaintea lui Dumnezeu și El te ascultă. Pentru că avem un Dumnezeu mare care lucrează, cum spunea frații, cu semne și minuni. Dar noi să credem, să avem nădejde și să așteptăm în răbdare împlinirea ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, să așteptăm în răbdare împlinirea lucrurilor. Un al treilea lucru este dragostea. Haideți să ne punem o altă întrebare. Dacă în această dimineață avem dragoste. Să ne punem întrebarea noi, dacă avem dragoste. Pentru că în casa lui Dumnezeu putem să venim cu o altă împățișare și în afară, pe sub mână, în lumea aceasta unde umblăm, putem să avem o altă împățișare. În această dimineață, haideți să ne punem întrebarea cu adevărat, dacă mai avem dragoste. Se vorbește de dragoste foarte mult, dar foarte puțin se împlinește. Chiar în bisericile de unde facem parte, haideți să ne gândim dacă noi pe o parte, pe o lacună, vorbim de dragoste și pe altă parte nu ne înțelegem, nu suntem în comunicare, nu putem să fim împreună, toți într-o unitate. Dumnezeu această dimineață să facă unitate în bisericile din întreaga România. Amin? Dumnezeu să facă unitate în bisericile noastre ca să fim într-o unitate a dragostei. Pentru că Dumnezeu ne cheamă la dragostei. Dumnezeu în această dimineață să ne ajute să înțelegem ce înseamnă cu adevărat dragostea. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem cu adevărat ce înseamnă dragoste, dragii mei, și să putem să mergem pe calea aceasta având dragoste față unul de altul, având dragoste față de Dumnezeu care este cea mai importantă. Spunea cu un cuvânt din Scriptură că toate se vor sfârși, prorociile, darurile se vor sfârși, dar va rămâne ultima, care este cea mai importantă, dragoste. Și dacă nu am dragoste și dacă nu ai dragoste, dragul meu, nu vei putea și nu voi putea să intru în Împărăția lui Dumnezeu. De aceea, cei care în această dimineață nu avem dragoste, Dumnezeu să ne ajute să cerem de la El dragoste. Și în această zi, Dumnezeu să îmbrace biserica cu dragoste. Amin? Amin. Dumnezeu să îmbrace familiile noastre cu dragoste. Amin? Amin. Și Dumnezeu să ne ajute pe noi personal, având o dragoste mare față de Dumnezeu care ne-a lăsat mântuirea. Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, să putem să mergem pe calea aceasta cu avânt. Și aceste trei lucruri foarte importante să le avem în viața noastră. Dumnezeu să binecuvânteze biserica din locul acesta, Dumnezeu să întărească biserica din locul acesta și prin ajutorul lui Dumnezeu și prin puterea lui Dumnezeu să ne întâmple pe calea aceasta și să ne ajute Dumnezeu să ajungem în Împărăția sa. Amin.